Bună seara, stimați telespectatori! Ne regăsim din nou la A Patra Putere, emisiunea TV Buzău, în care în această seară vom discuta politică. Încă trei candidați la funcția de primar și-au anunțat la sfârșitul săptămânii trecute și-au anunțat intrarea în cursa pentru Palatul Comunal și, după cum știți, TV Buzău își face o datorie de onoare din a prezenta pe acești candidați, de a aduce în fața dumneavoastră pe cei care, pe data de 5 iunie, vă vor cere votul pentru funcția de primar, dar și pentru funcțiile de consilier local sau, după caz, de consilier județean. În această seară avem alături de noi pe domnul jurist Viorel Dobre, om de afaceri și reprezentant al Partidului Ecologist Român în cursa pentru cel mai înalt fotoliu din Palatul Comunal. Domnule Dobre, bună seara. Bună seara! Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături găsit. De buzoieni. Vă propun să începem discuția noastră cu câteva date generale, atât legate de dumneavoastră, cât și de partidul pe care îl reprezentați. Și, în primul rând, v-aș ruga să faceți acest lucru, dat fiind că, spre deosebire de țările Europei civilizate, în România, mișcarea ecologistă, fie ea Partidul Ecologist, fie Partidul Verzilor, fie defuncta Federație Ecologistă din România, nu au impactul asupra opiniei publice pe care l-au în aceste țări. În țările Europei de Vest știm foarte bine partidele ecologiste uneori sunt cele care determină formarea unei majorități guvernamentale. Ori în România partidele ecologiste, cu excepția perioadei în care au candidat alături de formațiunile Convenției Democrate din România, nu au intrat în Parlament. Deci ce v-a determinat să, în anul 2012, când ați intrat în politică și ați și preluat președinția acestei organizații, ce v-a determinat să intrați în rândurile ecologiștilor? Rândurile ecologiștilor. Desigur, Partidul Ecologist Român este un partid modern, este un partid cu vocație europeană, este un partid cu mare renume și de tradiție în politica românească, cu o doctrină bine argumentată. Este un partid care susține o politică pentru oameni și viață, susține, promovează valorile și interesele naționale, de asemenea, susține transformarea și modernizarea societății românești bazată pe principiul protejării și îmbunătății resurselor vitale ale țării. De asemenea, vă pot spune că Partidul Ecologist Român nu este un partid de laborator, nu este un partid creat prin sciziuni provocate de vreun membru de partid care și-a luat lumea în cap și a decis dânsul să facă un partiduleț mai mic. Și aici exemplele le cunoaștem foarte bine. E plin politica românească de asemenea exemple. Partidul ALDE, care provine din PNL, UNPR-ul, care provine din PSD, PSR-ul, care provine tot din PSD, PMP-ul, care provine din defunctul PDL, și așa mai departe. Deci noi trebuie să înțelegem că dânsii, considerând că nu mai găsesc cale de izbândă, au recurs la acest mijloc, la acest subterfugiu, care nu este tocmai onest, pentru că, să fim cinstiți, e aceeași mărie cu altă pălărie, cum spunem noi românii. Întrebați dumneavoastră de ce Partidul Ecologist Român nu a fructificat mai degrabă culoarul verde, culoarul ecologist. În general, tot ce a însemnat mișcare politică de sorginte ecologistă, da, nu doar da. Partidul Ecologist Român, ci... În România au existat trei formațiuni verzi pe culoarul acesta ecologist. Niciuna dintre ele nu au reușit să fructifice acest culoar datorită marilor partide. Și vă aduc aminte
un lucru știu de toată lumea. În 2012, dacă vă aduceți aminte, USL-ul a oferit celor trei formațiuni politice de sorginte ecologistă, Partidul Ferților, Partidul Ecologist Român și Partidul Agrarienilor, locuri eligibile în Parlamentul României, cu condiția să îngroape cele trei formațiuni politice. Cei doi reprezentanți, Marius Cernea și Ovidiu Iane, au luat mandatele cu ambele mâini. Președintele nostru, cu care am o relație specială, a fost singurul care a refuzat și a continuat să conducă partidul. Acesta este un motiv pentru care am decis să mă înscriu să fiu membru în Partidul Ecologist Român, iar al doilea ar fi pentru că Partidul Ecologist Român promovează relația om-natură, promovează de asemenea legătura dintre ecologie și biserică, pentru mine fiind foarte importantă. Mai precis. Știm cu toții că din Sfânta Scriptură se mărturisește că Dumnezeu, creatorul cerului și al pământului, al omului și al întregului univers, a învățat poporul ales să trăiască în deplină armonie cu natura, respectându-i legile. Înțeles. Iată un argument cât se poate de... Și să înțeleg că în programul electoral al dumneavoastră ca și candidat sau ca electorat țintă, aveți în perspectivă să atrageți oameni ai bisericii? Ai... Sigur că da. Deci Partidul Ecologist Român este un partid deschis. Are ușile în permanență deschise. Așteptăm și primim pe toată lumea, indiferent de opțiune. Partidul Ecologist Român este un partid curat și bine intenționat, care prin reprezentanții săi va face toate demersurile pentru punerea în aplicare a unor măsuri simple de bun simț pentru binele buzoienilor, aducând un grad sporit de liniște și de curățenie sufletească și morală. Noi nu vom veni cu măsuri, cu propuneri SF, ca să mințim electoratul. Chiar vom fi foarte responsabili din acest punct de vedere. Nu vom veni cu promisiuni care să ne situeze în afara bunului simț și al rațiunii. Pe această cale chiar vreau să fac un apel pentru toți candidații și sper să fie receptat în mod corespunzător, un apel la responsabilitate vis-a-vis de promisiuni. Noi ne dorim un oraș curat din toate punctele de vedere. Noi avem voință, bani sunt și din aceste motive propunem celorlalte partide politice să acceadă la măsurile simple și eficace ale Partidului Ecologist Român. Ați avut vreun feedback la aceste solicitări, la această mână întinsă către celelalte formațiuni politice? Nu neapărat. Bun, înțeleg că aveți un program propriu, bine definit. Da, da, haideți, v-aș invita acum să trecem în revistă cele mai importante puncte ale dumneavoastră cu care ieșiți în fața buzoienilor. Aceasta înainte de a face o discuție ceva mai aplicată, punctuală, pe problemele pe care buzoienii le reclamă ca fiind cele mai stringente, da, și pe care le cer candidaților la funcția de primar. Vă rog, domnule, dobre, să ne precizați. În primul rând, Partidul Ecologist Român consideră că este nevoie de schimbare. Conceptul de schimbare este permanent. Este permanent. Noi trebuie să înțelegem că schimbarea este un factor determinant al dezvoltării în administrație, în politică, și ea este esențială pentru momentul alegerilor, pentru că până la urmă schimbarea aduce dezvoltare. Nu cred că suntem mulțumiți cu ceea ce avem în oraș. Nu cred că suntem mulțumiți cu ceea ce vedem și întâmpinăm la tot pasul după o perioadă atât de lungă, de 26 de ani.
aici trebuie să înțelegem că rezolvarea vine de la noi, vine din interiorul nostru, din implicarea noastră a tuturor, pentru că puterea implicării este distrugătoare pentru partidele care și-au dezvoltat adevărate scheme pe principiul CV-urilor, al funcțiilor prin administrație pentru activiștii cu experiență. În următoarea perioadă chiar putem regăsi adevăratul câștig, chiar putem impune respect buzoienilor prin schimbarea în sine a administrației locale, căci e o schimbare minimală, cum ne propun unii sau alții, dar cu păstrarea unui conținut plin de vechi, nu cred că ar putea genera dezvoltare pentru orașul nostru și pentru județul nostru. Domnule Dobre, v-aș ruga să fiți puțin mai precis cu acest concept de schimbare a administrației. Un contracandidat al dumneavoastră a pronunțat la un moment dat, chiar la începuturile pre-campaniei, un cuvânt audit și și-a pus în cap o parte din propriul partid din pricina acestui cuvânt. Cum se va face această schimbare? Schimbarea, eu am un proiect, pot să-i spun, personal. Eu știu, când mergi într-un sistem nou, nu este neapărat să-l schimbi. Eu știu că trebuie să gestionezi și să-l faci cât mai eficient. Deci să iei legătura cu colegii, să creezi grupuri de lucru pe toate zonele de acțiune și activitatea să devină eficientă. Bun, adică când ați spus despre colegi, v-ați referit la angajații primăriei, nu? Desigur. Adică, vedeți, de aceea am făcut paralela cu contracandidatul dumneavoastră, care, spuneam, și-a pus o parte din partid în cap prin faptul că a pronunțat cuvântul deci, audit. Dumneavoastră spuneți schimbare, vă puteți, oamenii ar putea să creadă că vine candidatul per și da afară pe toată lumea din primărie. Nu. Trebuie făcută o analiză. Deci auditul până la urmă ce înseamnă? Haideți o să analiză, vorbim despre acest audit până la urmă, dacă tot... O analiză riguroasă. Analiză riguroasă în ceea ce privește resursa financiară, în ceea ce privește resursa umană calificată. Și de aici, pentru proiectele care le supunem dezbaterii, pentru proiectele care vor genera pentru buzoieni condiții de trai decente, trebuie să venim cu soluții competente. Și aici vă spuneam că putem crea grupuri de lucru și atunci când creezi un grup de lucru, ai părerile pro, ai părerile contra, dar la sfârșit rezultatul va fi unul foarte bun și cel mai important lucru este acceptat de toată lumea. Bun. Să mai insistăm puțin asupra acestei noțiuni de schimbare. Spuneați că, bineînțeles, suntem cu toții buzoienii nemulțumiți de ceea ce vedem în orașul nostru, ceea ce s-a întâmplat în ultimii 26 de ani. În 2012, în urmă cu 4 ani, era cam aceea situație, doar că s-au mai stricat străzile între timp și s-a mai mărit prețul apei. Dar starea de nemulțumire era cam la același nivel. Cum vă explicați că, în ciuda acestei stări de nemulțumire, oamenii au votat la fel, cum votaseră de 16 ani. Aceeași întrebare mi-o pun eu. Dacă votăm de 26 de ani la fel, nu putem aștepta alte rezultate. Deci nu putem. Deci trebuie găsite. Deci deja oamenii au un cult al votului. Deja se exprimă în cunoștință de cauză. În momentul în care depășim această problemă a absenteismului la vot, în momentul în care ies în continuare nucleele dure ale partidelor mari, care au structuri, au organizații, rezultatele, sincer vă spun că vor rămâne aceleași. Deci, la ora actuală, vedem foarte bine că cele două partide mari, PNL-ul și PSD-ul, eu le spun farisei și saduchei. PNL-ul. Sunt, deci pe timpul Sfântului Ioan Botezătorul, Sfântul Ioan Botezătorul a certat, erau singurii pe care i-a certat, pentru necredința lor, pe farisei și saduchei, asemănându-i
cu pui de viperă și șerpi. Astăzi, contemporan cu noi, PNL-ul și PSD-ul procedează în aceleași condiții. Au structurile foarte bine create, au imagine foarte bună și merg în continuare în același tandem. Adică să înțeleg de la dumneavoastră că aceste partide până acum au, prin aceste structuri pe care le au, au reușit să păcălească populația, nu? Asta vreți să... Păi, bun, v-am spus. Ok, le-au păcălit. Au păcălit populația până acum. Cu ce? Păi, cum și, veți contracara? Și, că, și sunt astăzi, convins că, din punctul nostru de vedere, ei vor face la fel, vor încerca la fel. Păi, să... Și astăzi, vedeți că la alegerile locale și cele două mari partide au venit cu propuneri din afara partidului. Acesta este totuși un semn că aceste două mari competitoare cu o resursă umană calificată pe măsură, n-au mai găsit persoane credibile. Deci au venit cu persoane în afara partidelor. Dacă nucleul dur al celor două partide vor ieși la vot, se vor mobiliza, șansele sunt minime. Bun, și totuși nu este un semn bun? Că aici aș face legătura către următorul subiect pe care aș vrea să-l discutăm. Bun, aceste partide... ca și toate partidele aflate în competiție în acest an electoral, spre deosebire de alegerile locale din 2012, au scos oameni noi. Practic, în scena politică actuală, acest ring al alegerilor locale, și în special pentru funcția de primar, avem candidați noi. Candidați care nu au participat la alegeri din această postură, de cu o excepția unui independent care a candidat în urmă cu 8 ani, dacă nu mă înșel, din postura de om de partid la funcția de primar, restul sunt cam virgini, să spunem, din punctul acesta de vedere. Da, există o cerință a străzii, cum știm foarte bine cu toții, și dânsii au încercat să se ralieze cât, da, e totuși o formă de mimetism, așa, să mimeze. Pentru că, într-adevăr, au venit cu oameni din afara partidului, dar eu v-am spus motivul pentru care, dar concepțiile, dar mentalitățile vor rămâne neschimbate. Să nu așteptăm mari schimbări. Să nu așteptăm minuni din partea lor. Sigur. Bun. V-aș ruga să-mi spuneți în momentul de față, acum tabloul politic este oarecum conturat, în afară de ceilalți doi candidați care și-au anunțat intenția la sfârșitul săptămânii trecute, și mă refer la candidatul PSRO și la candidatul UNPR, se mai prevăd încă două candidaturi a unor independenți. Deci, spuneam, conturul este făcut în acest moment. Care îl vedeți dintre toți domnii care sunt în momentul de față în luptă, pe care dintre ei îi vedeți ca fiind principal contracandidat? Și apoi câștigător, dacă... Contracandidații... Serioși pentru candidatul Partidului Ecologist Român. Da, cel mai serios contracandidat sunt eu însumi. Dânșii sunt persoane distinse, remarcabile, interesante, dar v-am spus, slujesc unor mentalități și unor partide care nu sunt create pe lucruri tocmai ortodoxe, să spunem așa. Și aici mă gândesc la cele patru partide pe care le-am enumerat la începutul emisiunii, la ALDE, la UNPR, la PMP și la PSRO. Deci aici avem o mare problemă. Deci nu cu candidații noștri, care sunt oameni din urba noastră, îi respectăm, ne întâlnim cu dânsii zilnic. Problema este cu practicile pe care le au liderii dânșilor. Și aici chiar aș vrea să fac câteva referiri. Știm foarte bine că ați văzut, domnul Traian Băsescu, să luăm la, să luăm la început, tot, așa să nu se supere nimeni. Da. În momentul în care era președintele țării, se bătea cu pumnul în piept că întărește instituțiile statului,
în momentul în care a trecut de cealaltă parte și a ieșit din funcție, acum îl interesează drepturile omului. În momentul în care era președintele statului, știm foarte bine că toată familia dânsului a avut tot felul de probleme de integritate. Dânsul ne spunea că a întărit instituțiile, inclusiv serviciile. Întărind serviciile, nu cred că n-a avut cunoștință de cauză. Adică, vedeți dumneavoastră, lipsa asta de onestitate și de cinste. Și chiar nu înțeleg cum oameni vor să-i reprezinte. Nu înțeleg. Trecem mai departe. Trecem la ALDE, să spunem. Așa. Deci nu poți ca șef al Senatului României să ai 5 neveste. Nu se poate, să mă ierte Dumnezeu. Nu se poate. Deci nu poți ca șef al Senatului României și purtător de papion ce ești și președintele Partidul Național Liberal mare să faci acel lucru mic, josnic, să reintri prin efracție în propriul partid. Vă aduceți aminte că a încercat să reintre în PNL pentru o organizație minusculă după la granița țării, după la satul mare. Adică ești persoană importantă, trebuie să-ți asumi. Așa, nu poți, cine mai era la UNPR, domnul Gabriel Oprea, să fii președinte de partid, să fii vicepremierul României. Până atunci toți îl vedeam ca bunul samaritean. Țineți minte, pe la spitale, pe la asta. În momentul când a fost situația cu polițistul, ai mers înainte și te-ai lăsat camaradul, care până atunci ne vorbea numai de militarie, de rigoare, de disciplină, de camaraderie. Deci nu se poate. Deci aici am eu o problemă, cu practicile și cu convingerile acestor oameni, nu cu oamenii din urbea noastră. Bun, da, foarte interesantă analiză, dar totuși acești candidați, aici revenind la Buzău, revenind pe plan local, acești candidați, bun, reprezintă partidul, da, reprezintă pe acei șefi de partid pe care i-ați nominalizat mai devreme, dar, pe de altă parte, ei susțin că noi, de fapt, suntem candidați pentru Buzău, pentru binele tuturor. Sigur că politica națională este undeva mai pe planul 2. Da, opțiunea dânșilor este normală, este firească, este naturală. Puteau candida fără probleme și din postura de independent. Niciun fel de problemă, nu neapărat. Trebuia să opteze pentru un partid sau altul. Eu am expus un punct de vedere, este propriu și personal. Ați asistat în calitate de președinte de organizație la alegerile de acum 4 ani. Conduceți organizația din... La cele parlamentare. Cele parlamentare. Da, ok, atunci situația nu era foarte diferită. La cele parlamentare am preluat organizația cu o săptămână, cred, înainte de începerea campaniei. Un motiv vi l-am enumerat, acela pentru... Am un respect deosebit pentru președintele partidului, pentru gestul care l-a făcut domnia sa. Atunci am intrat în cursă la europarlamentare alături de Ion Viorel. Eu zic că am avut un rezultat foarte bun, scos într-un timp relativ scurt, cum am reușit să ne organizăm, am spus cu 7 zile înainte de începerea campaniei. Am reușit să avem o echipă de tineret branduită, am reușit să facem campanie door-to-door, am reușit să facem publicitate cu bannere, cu materiale, cu tot ce înseamnă advertising, am reușit să avem emisiuni TV și am avut, zic eu, un rezultat foarte bun de 7%. După ce s-au terminat acele alegeri, înțelegerea mea cu Fioară, cu Ion Viorel, care îl știe toată lumea, a fost că Viara va candida peste 4 ani și va fi candidatul Partidului Ecologist Român la primăria Buzău. Acum, eu ca să-mi respect dealul, să-mi respect înțelegerea, știind promisiunea care am avut-o de acum 4 ani, am mers, am discutat cu dânsul, după care opțiunile domniei sale au fost altele, din ce rațiuni nu mă privesc. Din acel moment, ca președinte al filialei județene, a trebuit să mi-asum candidatura. Era un gest normal, firesc și natural. Și am intrat în luptă, am avut conferința de presă într-o zi binecuvântată de vineri, în care a plouat toată dimineața, în jurul orei 12 a dat soarele, mai așteptam curcubeu, n-a sosit. Iată, da, curcubeu s-a arătat doar la vizita președintelui Bush.
Domnule Dubre, vom mai discuta despre, cum spuneam, probleme punctuale pe care le reclamă buzoienii, pe care le cer lămurite, măcar parțial, în această campanie electorală, pre-campanie și campanie electorală care bate la ușă, dar vom face acest lucru, stimați telespectatori, după o scurtă pauză publicitară. Am revenit, stimați telespectatori, la A Patra Putere. În această seară, invitatul nostru este domnul Viorel Dobre, candidatul Partidului Ecologist Român la funcția de primar al municipiului Buzău și, cum îmi spunea domnia sa în pauză, și candidat pentru Consiliul Local Municipal. Domnule Dobre, cum am spus încă de la începutul emisiunii, v-aș invita în acest moment să trecem în revistă principalele probleme pe care buzoienii le consideră a fi cele mai arzătoare și pe care le reclamă tuturor candidaților la funcția de primar. Din puzderia de probleme, cum spunea și dumneavoastră în prima parte a emisiunii, pe care le întâlnim la tot pasul, într-un oraș condus de 26 de ani, practic de aceeași formațiune politică. Politică, da. Nu este cea mai importantă problemă, dar având în vedere că reprezentați un partid ecologist, v-aș ruga să vorbim la început despre spațiile verzi. Buzău sigur, da. A asistat la un jaf efectiv, la un asalt al betoanelor asupra spațiilor verzi. Avem ce avem, ce putem face de acum încolo, domnule Partidul, Partidul Ecologist Român consideră că Buzău are într-adevăr nevoie de ecologie, nu doar în sensul strict al cuvântului, adică al protejării mediului natural, ci și în sensul protejării comunității de pericolul deteriorării mediului social, politic, economic și educațional. Revenind la problema spațiilor verzi, suntem de acord că în această perioadă de 26 de ani, și cunoaștem cu toții și cazurile punctuale din orașul nostru, s-au acordat foarte multe autorizații de construcție pe spațiile verzi, deși chiar e o problemă, că este o prevedere legală, este lege în vigoare, nu este voie să dai autorizație de către Agenția de Mediu, acel aviz necesar la autorizația de construcție pe spațiu verde. Că spațiile verzi vor fi devenit peste noapte mai puțin verzi, nu avem de unde să știm. Problema, desigur că are și soluții. Partidul Ecologist Român va continua să găsească soluții, va crește numărul de spații verzi, va extinde zona parcurilor, va încerca acțiuni de plantare, de reîmpădurire. Chiar cineva mai devreme chiar mi-a atras atenția și mi-o și însușesc, domnul a avut dreptate, că Partidul Ecologist Român nu s-a implicat. Deci îmi însușesc remarca domnului și o să vedeți că o să ne implicăm și în aceste probleme. Și de reîmpădurire, și de plantare, și de ecologizare, și de curățenie în parcuri și pe străzile orașului nostru. Mai precis, orașul Buzău. Orașul Buzău. Invadat de betoane. Invadat de... Unde ați vedea că s-ar putea reface spațiile verzi? Categoric rămân în continuare spațiile cele mai importante, le găsim în Crângul Buzăului, Parcul Tineretului, Parcul Marghiloman, care trebuie să recunoaștem, chiar arată bine. Deci, ce e corect, e corect. Parcurile în județ, în municipiul Buzău, la ora aceasta arată bine. De asemenea, problemă care a fost rezolvată, trebuie să recunoaștem, trebuie să fim onești, de posta administrație, este a modernizării și renovării școlilor. Iarăși este un capitol la care
putem accepta că stăm bine. Bun. O altă problemă reclamată de buzoieni este, și aceasta are parțial legătură cu latura ecologistă, prețul apei furnizate de... Prețul apei în comparație cu calitatea pe care o primim la robinete furnizate de compania de apă. Da, știm cu toții că prețul apei la Buzău este unul din cele mai ridicate din țară. Chiar nejustificat, cum bine a spus dumneavoastră, problema în comparație cu calitatea. Am înțeles că investiții s-au făcut în toată această perioadă, dar în continuare avem apă neagră la robinet, avem apă cu suspensii, atât la consumul persoanelor fizice, cât și la societăți, la agenți economici. Acolo chiar este o problemă mult mai delicată. Sunt societăți care își desfășoară activitatea în domenii cu siguranța alimentelor, cu problemele acolo devin mult mai dificile. Și nu s-a găsit o soluție în toată această perioadă. Am înțeles că se urgentează, se adoptă noi echipamente, noi strategii, dar până la urmă rezultatele sunt cele pe care le cunoaștem cu toții. Da, rezultatele sunt cele pe care le cunoaștem, declarativ se adoptă strategii, se achiziționează echipamente. În realitate vedem că înflorește un nou sediu al companiei de apă și acela cumpărat în condiții destul de dubioase. Păi, acolo de la unde vă spuneam, avem un preț foarte ridicat, probabil că unitatea are un profit pe măsură și se găsesc bani și pentru astfel de achiziții. Am vorbit despre asfaltul, despre asaltul betoanelor și asfaltului asupra spațiilor verzi. Bun, acum spațiile verzi s-au stricat, au apărut betoane, a apărut asfalt. Ce ne facem, domnule Dobre, cu asfaltul din municipiul Buzău, atât cel de pe carosabil, cât și cel de pe trotuare? De pe trotuare, da. Aici trebuie să fim sinceri și să recunoaștem că situație mai dificilă, mai grav și mai rea ca acum n-a fost niciodată în orașul nostru. Loc de mai rău este. Se vede în fiecare zi, apare câte o groapă pe câte undeva. Da. Ce putem face? Ce putem face? Deci, eu un punct de vedere personal, n-aș mai fi de acord cu plombările, cu cârpelile, cu peticirile. Deci, trebuie venit cu un proiect foarte clar, un proiect clar supus dezbaterii publice, supus aprobării Consiliului Local Municipal. Trebuie alocată o sumă rezonabilă, semnificativă, de resursă financiară, din parteneriate, din fonduri europene atrase, pentru că suma este extraordinar de mare. Și numai în situații de genul acesta poți avea speranță că poți realiza lucruri la standarde europene. Adică să venim cu reabilitare de străzi, adică făcute, ceea ce se încearcă acum, dar e și târziu, e și tardiv. Două străzi pe sezon. Da. Și e și foarte puțin. E și foarte puțin. Deci, venit cu reabilitarea străzilor, venit cu un program coerent și cu societățile de utilități. Trebuie discutat foarte clar. Când ai intrat pe o stradă, pe o magistrală cu asfaltare, dai termen societăților cu utilități. Aveți 6 luni de zile, aveți 12 luni de zile să vă rezolvați problemele cu apă, cu canal termic, cu curent electric, cu tot felul de cabluri, cu Romtelecom, cu toată lumea, după care venim să facem reabilitarea și nu se mai intervine. Unde mai sunt cazuri punctuale, conjuncturale, determinate de avarii, refacerea carosabilului trebuie să fie, într-adevăr, la nivelul la care a fost înainte de a fi deteriorat. Da, este foarte logic ceea ce spuneți, dar, bun, primăria vine și spune, ai 6 luni de zile sau 12 luni să-ți rezolvi problemele. Și aia țipă, că nu au prevăzut în bugetul pe acest an
aceste lucrări. Astea sunt problemele de care ne lovim dacă nu încercăm să găsim soluții, să ne așezăm la masă, să negociem, să discutăm. Probabil că vor rămâne nerezolvate. Da. Da, adică ar trebui găsit o soluție pentru a se ieși din acest cer vicios. Da. Sigur. Până la urmă, problema mare este cea a banilor. De unde bani pentru aceste asfaltări? Da, din proiecte europene. Din proiecte europene. Trebuie făcute proiecte serioase, proiecte care trebuie respectate, pentru că ați văzut problemele, chiar la noi la Buzău. Intervine, fiind ban european, intervine OLAF, OLAF-ul care este DNA-ul fondurilor europene. Și dacă dânsii consideră că ne abatem de la acele proiecte, categorii vom suporta sancțiuni, vor fi oprite fondurile, vor fi oprite proiectele. Deci asta înseamnă rigoare, competență. Adiacent asfaltului și lipsei de spații verzi, ne mai confruntăm cu o lipsă. Lipsa locurilor de parcare. Lipsa locurilor de parcare, da, este un subiect arzător pentru orașul Buzău, mai ales în zona centrală. Deci eu am auzit și la contracandidat, dar nu numai în perioada aceasta, nu mă refer numai la alegerile din 2016. Deci noi auzim de 26 de ani că se fac parcări subterane și supraterane. Cred că până acum dumneavoastră, ca jurnalist de experiență și cu atâta vechime, cred că puteți număra vreo 20-30. Cu siguranță. Nu știu dacă am estimat bine. Deci problema este de a identifica zona. Eu personal, în zona pieței centrale, acolo este afluența cea mai mare, da? În zona pieței Daciei, a Palatului Comunal, am auzit soluții, că subteran pe în dreptul falezei, că suprateran pe la piața centrală. Adică nici să venim cu din astea SF. Haideți să avem simțul responsabilității. Deci dacă sunt specialiștii care identifică o zonă care se pretează, pentru că nu trebuie să fie lângă blocul turn, nu trebuie să fie lângă spațiu verde cum e zona centrală. Adică eu nu identific zona acolo. Dar se găsesc soluții dacă ne așezăm la masă și discutăm. Bun. Locurile de parcare le-am trecut de ele. Câinii comunitari. Este o problemă care în momentul de față se tot dezbate. Se tot dezbate. Iată, chiar astăzi la Colegiul Prefectural a fost o informare pe această temă. Avem două legi care se bat cap în cap. Legea una avem... permite eutanasierea, alta o interzice. Da. Legea până atunci căței... Legea avem, instituții avem, compartiment în primărie avem și aici trebuie găsite soluții. La ora actuală prezența numeroasă a haitelor de câini reprezintă un real pericol și la siguranța propriei persoane, iar victimele în special sunt copiii și vârstnicii. Noi am încercat să găsim un parteneriat cu fundațiile, cu organizațiile de animale, să folosim fonduri europene pentru creat, dar avem și adăposturi. Deci problema... Adăposturi avem. Problema avem adăposturi, chiar nu sunt populate. Chiar nu-i adunăm. Costă întreținerea acestor câini. Asta reclamă responsabilii primăriei. Costă și nefiind posibilitatea eutanasierii, iarăși intrăm într-un cerc din acesta vicios și... Păi haide să externalizăm serviciul. Dacă se găsesc agenți care doresc, se ocupe de acest serviciu, stabilit cu clauze, competențe, cu termene, se pot rezolva. Iată, un punct de vedere foarte interesant, nu l-am întâlnit la ceilalți contracandidați. O altă problemă pe care o reclamă buzoienii este activitatea poliției locale. Și cea mai vizibilă dovadă a inactivității poliției locale sunt acele trotuare din anumite zone ale municipiului,
zona din preajma Cecului, a Catedralei Sfântul Sava, zona din preajma magazinului Olimpic, a unității militare de transmisiuni, unde trotuarele s-au transformat în veritabile talciocuri de autovehicule. Totul sub privirea îngăduitoare acestor polițiști comunitari, care au atribuțiune de serviciu asigurarea neocupării ilegale și abuzive a domeniului public. Poliția e clar că nu-și exercită atribuțiile. Poliția locală are ca atribuții și disciplina rutieră, are ca atribuții și siguranța cetățeanului, a copiilor în unitățile de învățământ, siguranța cetățenilor în mijloacele de transport. Este clar că aici trebuie regândit, trebuie repoziționată toată activitatea poliției locale și soluțiile cred că se vor găsi după discuții corecte. Haideți să revenim la acea problemă de care am mai vorbit, a auditului. A provocat o furtună într-un partid, a fost preluată ca idee și susținută de alți contracandidați. Ce veți face în cazul în care veți fi ales primar al municipiului? Veți face acest audit? Sau nu, ce formă este necesar? Este necesar să faci o documentare, este necesar să faci o analiză. Trebuie să vezi resursa umană calificată pe care te bazezi. Trebuie să ai discuții cu personalul pentru eficientizarea activității. Trebuie să create aceste compartimente pe zonele de acțiune care sunt necesare activității din primărie. Punctul meu de vedere este că, nu știu dacă la ora actuală, primăria Buzău are un city manager. Trebuie gândit foarte bine, trebuie analizat foarte riguros și cred că este foarte necesar un city manager în primăria Buzău. Care, să spunem puțin mai românește, ar avea drept sarcină să se ocupe de toate aceste compartimente, de să le coordoneze activitatea, să îi responsabilizeze, să îi verifice toată activitatea compartimentelor din primărie. Înțeles. Domnule Dobre, ne apropiem cu pași repezi de finalul emisiunii. Aș vrea să vă mai pun două întrebări punctuale. Cum ați proceda în cazul în care veți fi ales primar și veți avea parte de un consiliu local ostil? Adică partidul pe care îl reprezentați nu va face o majoritate și nici în urma negocierilor nu veți putea să formați o majoritate care să vă asigure trecerea proiectelor pe care le susține. Negocierile și discuțiile, din punctul meu de vedere, sunt totdeauna importante. Nu cred să se ajungă la o situație de genul ăsta, pentru că nimeni nu dorește așa ceva, nici Consiliul Local, nici primarul. Deci, la un moment dat, trebuie să existe înțelegere și de o parte și de cealaltă. Bun, și ultima întrebare, domnule Dobre, care ar fi prima măsură pe care ați lua-o ca primar al municipiului Buzău? Prima măsură ca primar al municipiului Buzău ar fi formarea unei echipe de profesioniști, de oameni competenți și responsabili în cadrul primăriei Buzău. Domnule Dobre, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în studioul TV Buzău. L-am avut, stimați telespectatori, pe Viorel Dobre, președintele Partidului Ecologist Român al filialei Buzău și candidat al acestei formațiuni politice la primăria municipiului. Eu vă doresc o seară bună în continuare și vă aștept mâine, începând cu ora 20, la o nouă ediție a emisiunii A4-a.